Firmele și persoanele fizice care dețin terenuri în proprietate ar trebui să înceapă demersurile pentru distrugerea ambroziei, acea buruiană cu flori al cărei polen provoacă alergii la oameni. Această obligație de stârpire a ambroziei este reglementată prin lege, iar limita minimă a amenzilor pe care le pot primi cei care nu o respectă a fost majorată anul trecut la 1.000 de lei pentru persoanele fizice, respectiv la 10.000 de lei pentru firme. De asemenea, în acest an s-a prelungit termenul pentru controlele efectuate de autorități în sensul că acestea pot avea loc până la finele lunii octombrie, nu doar în luna iulie. Concret, legea numărul 62 din 2018 și normele sale de aplicare prevăd calendarul anual de combatere a ambroziei. Legea a fost modificată în vara anului trecut și astfel au fost stabilite niște limite minime ale amenzilor mai mari decât cele care s-au aplicat până acum. Începând de la 1.000 de lei în loc de 750 de lei, cum era în trecut, pentru persoanele fizice, respectiv de la 10.000 de lei în loc de 5.000 de lei, cum era în trecut, pentru firmele care dețin terenuri și care nu iau măsuri de distrugere a ambroziei. De asemenea, la începutul anului 2021, prin hotărârea de guvern numărul 17, care a completat normele pentru aplicarea acestei legi, a fost reglementată și o prelungire a termenului pentru controlele efectuate de autorități, în sensul că acestea pot avea loc până la finalul lunii octombrie, iar nu doar până la sfârșitul lunii iulie, cum s-a întâmplat până anul trecut. Potrivit normelor de aplicare a legii, inventarierea terenurilor infestate cu ambrozie începe primăvara după răsărirea acestei buruieni și se încheie cel târziu până la data de 20 mai a fiecărui an, când se poate constata o diferențiere vegetativă față de celelalte specii de buruieni. După această inventariere, care are loc până la 20 mai, autoritățile întocmesc până pe 25 mai un centralizator al terenurilor infestate cu ambrozie. Ulterior începe trimiterea somațiilor până la 5 iunie către proprietarii, persoane fizice și juridice de terenuri infestate, care au timp astfel până pe 30 iunie să ia măsuri pentru distrugerea ambroziei. După această dată vor urma controlele din partea autorităților locale, indiferent dacă proprietarii s-au conformat sau nu. Aceste controle au loc, conform normelor de aplicare a legii, între 1 și 15 iulie, când se pot da numai avertizmente proprietarilor de terenuri, dar și între 16 iulie și 31 octombrie, interval în care se pot da amenzi celor care n-au respectat avertizmentele. Metodele pe care proprietarii acestor terenuri cu ambrozie le pot folosi conform legislației pentru prevenirea, combaterea și distrugerea acestei buruieni sunt: cosirea repetată, manual sau mecanic în funcție de locul și suprafața infestată, distrugerea cu unelte agricole, smulgerea, în cazul unor suprafețe izolate, efectuarea unor arături adânci și discuiri pe terenurile agricole sau erbicidare. În ceea ce privește sancțiunile care pot fi aplicate, acestea sunt următoarele: amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei în cazul persoanelor fizice și amenzi cuprinse între 10.000 și 20.000 de lei în cazul persoanelor juridice.